Continuă să apară informații revoltătoare legate de felul în care s-a făcut ancheta în cazul crimelor în serie din Constanța. Soțul primei victime spune că polițiștii nu l-au băgat în seamă când s-a dus să reclame dispariția femeii. Anchetatorii au avut nevoie de 8 zile să intre în apartament și să descopere trupul. Mai mult, familiei s-a transmis că moartea n-ar fi violentă. Rudele spun că au aflat de la televizor că a fost ucisă. Ministrul de Interne anunță o anchetă internă. Soțul Deliei, tânăra de 34 de ani din Tulcea, ucisă în apartamentul de lux închiriat în Mamaia Nord, face acuzații extrem de grave. Bărbatul spune că polițiștii nu l-au luat în serios în momentul în care a anunțat că nu mai știe nimic de soția lui. Pe 3 iulie, la o zi după crimă, partenerul femeii se duce să o caute. Am stat, cred că, o oră în fața apartamentului, că am zis că poate vine plecat pe la piață, că era încuiat, bătut la ușă nimic și zic că ai să sun din fața apartamentului. Am sunat, telefonul sună în casă. Pe 5 și 6 iulie revine la apartament. M-am dus cu gândul să sun la 112. Am fost dus în eroare de pasnic. I-a spus că fata asta acum două zile și-a luat bagajul și-a plecat. Mai așteaptă o zi, timp în care n-are liniște. Pe 8 iulie merge la secția de poliție. Polițistul de serviciu mi-a zis că lasă-mă două zile să mă intereseze. Asta la greci. Ei știa probabil ce face și s-a gândit că e plecată pe undeva. Și nu mișcă un deget să investigheze presupunerile sumbre ale soțului femei. Pe 10 iulie, bărbatul primește un telefon. Pe data de 10, m-au sunat niște indivizi că au mașina mea și că vor contract de vânzare cumpărat. 10 iulie. La o săptămână după, înainte de dispariție. Mașina a fost vândută în județul Tulcea, a trecut pe 2-3 mâini și... Ultimii au insistat pentru acte, eu le-am zis că nu le dau nimic mașina mea de vânzare și s-au dus în Bulgaria și au matriculat-o ilegal. E momentul în care bărbatul se întoarce la anchetatori, de data asta la poliția din Tulcea. Sunt deja aproape două săptămâni de când nu se mai știe nimic despre victimă, dar poliția încă nu face nimic. Au nevoie de încă trei zile să intre în apartament și să descopere cadavrul, iar șirul gafelor continuă. Pe 15 găsit. Și pe 19 m-au sunat și pe mine. Ei pe 15 s-au dus, dar după 4 zile m-au sunat pe mine că au găsit-o decedată. Mi-a zis că a găsit-o decedată în apartament, dar din ce motive, cum știam, nu știa. Când ați aflat practic că e vorba totuși de o crimă? Cu știri de acum, când a apărut acum, după ce s-a făcut a doua crimă, de nu știa. Pentru că eu am insistat, dar nimeni nu mi-a zis nimic. Surse observator spun că înainte să o ucidă pe Delia, criminalul o vizitează de două ori. După prima întâlnire își dă seama că are bani și mașină și decide să o omoare. Se întoarce în apartamentul ei, o execută, închide ușa și pleacă. Când este găsit cadavrul ei, criminaliștii trag concluzia că moartea nu este violentă. Tot atunci începe să fie interceptat și telefonul lui Neculae Mitrea și este primul moment când se dă de gol. Criminalul e interceptat într-o discuție explicită despre cadavru. Ai șters bine? Poate ori fi rămas surme. Nu se mai scoală? Discuția rămâne în sertarul anchetatorilor aproape două luni. O necunoscută rămâne și cauza exactă a decesului Deliei. Pe certificatul medico-legal scrie neprecizat. Probabil că au aflat că e prostituată și ce a zis, au tăiat-o, au cusut-o și nu s-a uitat. Au zis că sunt analize toxice, cum se cheamă așa, sunt încă nu au ieșit. E două luni atunci. În acest timp, Neculae Mitrea e liber și ucide din nou. Pe Denisa, a doua victimă, o omoară fix în ziua în care se duce la poliție să semneze controlul judiciar. Veneam la muncă, de fapt, și am văzut-o acolo în fiață. S-a adunat câini, s-a adunat șacal, s-a adunat, stăteau acolo pe ea. Ma. Și se vedea. A venit de la oraș, de la Năvodar, a venit pe sat. În sat s-a învârtit, în centru. Și la noi, în centru, acolo sunt și camere, dar e și lume multă. I-a văzut, toți i-a văzut. A văzut de mașina și pe ei. La aproape o săptămână de când s-a aflat de acest caz șocant, se fac precizări și legate de noaptea de 3 septembrie, în care criminalul face accident cu mașina victimei. Deși inițial poliția a spus că echipajul se afla întâmplător pe urmele lui, de fapt lucrurile nu stau chiar așa. Surse observator spun că individul era urmărit de agenți pentru că mergea cu viteză prin localitate și nu a oprit la semnalele lor. După ce ieri ministrul de interne îi lăuda pe polițiști pentru conexiunile făcute, astăzi oficialul anunță că se fac totuși verificări în privința anchetei. Nu vorbim încă de un corp de control, să fie limpede, nu vorbim de nicio anchetă disciplinară, ci de o verificare preliminară. Și în acest fel mi-au parvenit și mie aceste date. Voi vedea în urma acestei verificări preliminare dacă se impun și alte măsuri. Anchetatorii verifică acum dacă nu cumva cei patru copii ai concubinei criminalului ar fi fost supuși unor abuzuri. Asta după ce, trimiși în grija unui asistent maternal, ar fi fost descoperite urme pe corpurile lor.
Azi, acasă în Timișoara, Denisa a fost înmormântată. Zeci de oameni au participat la ceremonie. Sperăm că legea o să-și facă... o să-și facă treaba și o să primească o condamnare pe măsură. O cunosc de atâta timp și știam prin ce cercuri se învârte, dar nu mă așteptam la așa ceva, vă dați seama, e o chestie. La 18 zile de la crimă încă se așteaptă raportul medicilor legiști. Nici în cazul ei nu se știe cum a fost ucisă.